Pentru nimeni nu este plăcut să avocează așa ceva. Poate că ar trebui să fie mai teamă pentru că sunt, eu sunt personal contractual. Și pe când funcționarul public este oarecum mai protejat. Poate că ar trebui să fie teamă pentru că noi la DSP, poate de frică, poate în alte chestii, nu ne-am creat un sindicat care să aibă putere de a lucra și a judeca. Mircea Focșa are 56 de ani și lucrează în cadrul Direcției de Sănătate Publică de peste 5 ani. Zvonurile că își va putea pierde locul de muncă îl îngrozesc. Există un stres, există o presiune, nu? Adică fiecare se gândește la ziua de mâine, până la urmă, nu? Deci fiecare se gândește ce se va întâmpla, ce va mai fi în continuare. Mircea se gândește cu teamă că la vârsta pe care o are nu își va mai putea găsi un loc de muncă dacă își pierde slujba. Dacă am fi într-un alt context în care te-ar putea duce în altă parte, să zicem, știți? Atunci, într-adevăr, ar fi mai ușor. Dar în România și în Bastui, cu precădere, este foarte greu pentru locul de muncă. Pentru mine este mai greu, pentru că la 56 de ani nu vă angajează nimeni. Nu te angajează nimeni. Numai, deci nici măcar nu te întreabă ce pregătire ai sau să faci să te ia la un interviu. Vă gândiți cu groază că dacă o să vă pierdeți locul de muncă, o să vă găsiți greu un alt. Cu greu. Probabil că va fi imposibil. Probabil că va fi imposibil la această vârstă. Nici pentru colegii săi situația nu va fi mai bună. Este foarte, foarte greu pentru cel care are o familie. Sunt cazuri când ambii soți lucrează în aceeași instituție. Și cu siguranță sunt angrenați în niște împrumuturi, au niște copii care, na, toată lumea și-o da copilul și la facultate și la asta pe care trebuie să-l întrețină. Nu știu ce se va întâmpla. Probabil că o să-și aducă copilul la Vaslui să-l pună să speli mașini pe stradă, știu eu ce o să fac altceva. După desființarea Direcției de Sănătate Publică Vaslui, zeci de salariați vor rămâne pe drumuri fără niciun venit. În prezent, Direcția de Sănătate Publică Vaslui are un număr de 90 de angajați în organigramă, dar funcționează doar cu 79 de salariați. Dacă vorbim de disponibilizări, 30 dintre ei vor pleca acasă din organigramă, ceea ce înseamnă că birourile vor rămâne goale. O foarte mică parte dintre salariații Direcției de Sănătate Publică vor fi salvați prin redistribuirea pe alte posturi nou înființate. O parte din personalul Direcției de Sănătate Publică Vaslui va fi transferat în cadrul comisiilor locale sau județene care au atribuții medicale, iar o altă parte se va regăsi în cadrul Direcțiilor de Sănătate Publică Regionale, 8 la număr în toată țara. Chiar și așa, jumătate din personalul Direcției de Sănătate Publică va fi disponibilizat. Pe lângă Direcția de Sănătate Publică și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate ar urma să se desființeze. Potrivit oficialilor, economiile realizate prin închiderea celor două instituții vor fi transferate la programele naționale de sănătate sau vor fi puse la dispoziția guvernului.